Socoborul Bistrița pe Plută este o aventură la care participă zeci de turiști de pretutindeni. Evenimentul unic în România are loc an de an pe tărâmurile Bucovinei în timpul cunoscutului festival al Plutăritului. Plutele cu care se fac excursiile sunt realizate de oamenii din zonă. Acest meșteșug s-a păstrat la Ciocănești, comuna muzeu a Bucovinei, de aproape 200 de ani. Iar de mai bine de un deceniu a devenit și atracție turistică. Frumusețea Bistriței Aurii și peisajele bucovinene pot fi admirate la Ciocănești într-un mod inedit. În fiecare an, timp de o săptămână, turiștii se pot plimba cu pluta pe apă, pe un traseu de 2 km. Înainte de asta, bărbații din comună șunesc forțele pentru a plămădi cele mai rezistente table, un segment al plutei. Odată an o facem, înainte de 15 august, o construim. Ducem lemnul din pădure și îl dăm la apă, îl strădărim, îl legăm. 3 zile a lucrat la ea până am construit-o. Și a patra zi am plecat, prima tură. Localnicii sunt cunoscuți pentru făurirea de plute și transportul de lemn cu ajutorul lor. Deși această practică a fost desființată de zeci de ani, meșteșugul încă se transmite din generație în generație. Acum aproape 15 ani, administrația locală a privit dintr-o altă perspectivă această activitate și, pentru a nu lăsa tradiția să se piardă, organizează an de an Festivalul Plutăritului. Un traseu care te încarcă de energie și, deopotrivă, de liniște. Pentru numai 15 lei, oricine poate avea parte de această experiență unică într-o cursă de 2 km pe apele parcă încă neatinse ale Bistriței Aurii. Experiența este de neprețuit pentru oricine se îmbarcă pe pluta cârmuită cu atenție. La fiecare cursă, locurile, peste 100, se epuizează cât ai clipi. Super! Unicat! Palpitant! Și cu emoții multe. Nu cred că mai există undeva în lumea așa ceva. Vă simțiți toți cu pluta acum? Da. Eram și înainte, dar acum am dus definitiv. Turiștii vin din toate colțurile țării. Ba chiar deseori, străinii care vizitează Bucovina în această perioadă trec neapărat și pe la Ciocănești. Extraordinar. Adică nu mă simțeam bine dacă nu mergeam cu pluta. Serios. Acum suntem chiar duși cu pluta. Foarte frumos a fost. Plăcut, atmosferă plăcută și veselie. Ne-a ajutat și timpul frumos. Și oameni foarte pricepuți. Comuna Ciocănești este recunoscută în întreaga lume pentru arhitectura unică, iar cei care ajung aici au ce vedea, mai ales în această perioadă. Săptămâna Plutăritului coincide mereu cu Festivalul Păstrăvului, unde turiștii pot mânca pe săturate și cumpăra obiecte tradiționale.